27 iunie 2024 și astăzi o să fac test la trei colonii alese aleatoriu în stupină, un test tip tratament cu substanță chimică pentru a vedea rezultatul formicului dat până acum. Adică este un contratest la formic, așa că asta voi face astăzi. Voi da repede acest tratament la trei colonii, deci nu durează mult. Trebuie menționat că fiecare apicultor are responsabilitatea sa și bună conștiința de a fi responsabil cu ce substanțe folosește în stupină și în ce colonii, pentru a nu contamina mierea de producție. Deci este un lucru responsabil al apicultorului, fiindcă cei care vând mierea fără să treacă pe la analize pot folosi substanțe chimice fără nicio problemă, iar mierea care ajunge la destinatar poate fi alterată. Deci acesta ar fi un impediment în achiziționarea mierii direct de la apicultor, că nu știi cât de bine credință este, de bun credință este acest apicultor. Deci asta ar fi un impediment când iei direct de la apicultor miere. Tocmai de aceea folosesc substanțe care nu afectează sănătatea omului introducând în stup. Aceste trei colonii vor fi cobaii stupinei. Ei o să-mi dea reperul pentru a vedea unde mă aflu ca tratament. Au primit formic până acum și ei, deci este un reper total al stupinei. Și acum voi introduce flumetrină pe benzi. Voi introduce, de exemplu, la această colonie, introduc una, o singură bandă, până la 7-8 rame de albină folosesc o singură bandă. Ce depășește, să zic așa, ce depășește mai multe rame de albină, le voi da mai mult. Acum le voi curăța fundurile. Înainte o să verific dacă a căzut vreun varroa de la formicul dat aseară. Am dat o cantitate un pic mai mare și văd că s-a evaporat în 24 de ore. Iar lipsa varroa curățea în fundul, nu văd niciun varroa. Deci n-a mai căzut. Au căzut la început când am dat formic și au trecut 3 luni de zile dând formic constant. Așa că trebuie să mă orientez spre un tratament chimic, dar doar ca test. Adică vom verifica dacă formicul chiar îi ține curați sau nu, sau în ce măsură ține curați. Bun. Aici am o altă colonie. Au fost aleși aleatoriu. Am ridicat cantitatea de formic și acum le dau flumetrina. La fel și această colonie a avut dat formic. S-a evaporat. Sunt călduri mari, se evaporă repede. Doar că am avut o cantitate mai mare de
de formic date. Se poate, da, la dau de 35% formicul și dau 1 ml pe ramă ocupată de albina, dar ca test, în mod normal, până acum am dat 0,5 ml pe ramă de albina. Deci aici pun flumetrina, las un pic de aer, n-am ce să le fac, trebuie un pic de oxigen, dar tratamentul o să-și facă efectul. După mine, consider că e cel mai sigur tratament și mai ales dacă nu-l folosești abuziv. De exemplu, la mine în stupină, flumetrina e folosită o dată pe an ca tratament, asta în lipsa puietului. Atunci curăți foarte bine de varoa. Bun, mergem mai departe. Mai avem unul. Aici trebuie să dau un pic mai mult, după care le voi curăța fundurile. Deci nu puteți să stați în baza că dai un tratament și gata, n-ai varoa. Eu acum, dacă văd că la flumetrină nu mi-a căzut niciun varoa, sau puțin, sau mulți, o să fie un reper pentru a folosi acidul formic și pe viitor. Aici este o colonie un pic mai măricită și am să-i dau 2 benzi. Deci vreau primi 2 benzi cu flumetrină. Nu mă întrebați rețeta, este un tratament chimic. Puteți să-l utilizați alte tipuri de tratamente chimice. Eu ăsta folosesc și îl consider foarte eficient pentru mine și la schema de tratament care o fac. Bun, deci am 3 colonii. Aceste 3 colonii sunt cobaii, să zicem așa. Acum să curăț fundurile la aceste colonii. Totodată verific varoa, dacă a căzut ceva de la formic. Cum am zis, n-am mai căzut cam de mult de la formic. Atunci, în luna aprilie, când m-am apucat acest tratament, după calculele mele, totul părea în regulă. Atunci au căzut câțiva și am zis, hai că rămân pe acest tratament, adică pe formă. Acum fac un test. În 24 de ore voi vedea exact cât. Am uitat să întorc camera. Aici era colonia mai mare la care i-am făcut tratamentul, să vă arăt că n-ați văzut, adică n-ați văzut cât de mare, fiindcă n-am întors camera, de aceea. Iată, deci este o colonie mare. Totul e în regulă. Am pus 2 benzi. Bun, cam asta este. Voi vedea mâine ce situație am la varoa. Deci, până data viitoare, numai bine!